Conform celor mai recente date privind rata plăților efective din fondurile structurale în perioada 2007-2013, ocupăm ultimul loc în ceea ce privește rata de absorție a fondurilor europene. În viziunea europarlamentarului Victor Boștinaru, salvarea ar veni de la fondul de coeziune. Utilizarea fondului de coeziune pentru așa numitul Saving Energy for Housing, respectiv izolarea termică a locuințelor. Posibilitatea construirii sau reabilitării centralelor termice de cartier. Nu e cazul să mai explic prea mult de ce acest lucru. Aceeași poveste, reducerea consumului de combustibil. 2. Reducerea facturii. 3. Accesul social al cetățenilor la serviciile de utilitate publică, încălzire. Reducerea poluării în cadrul comunităților și posibilitatea utilizării energiilor regenerabile în construcția sau reabilitarea acestor centrale de cartier. Se preconizează că dacă și în 2013 se menține acest ritm, pierderile de finanțare se vor ridica de la 6 la 13 miliarde de euro. Mai mult, Comisia Europeană a decis sistarea plăților pentru programul operațional sectorial Dezvoltarea resurselor umane.